Chiar dacă nu vor putea ieși din casă așa cum obișnuiau să o facă în anii trecuți, copiii instituționalizați din Olt așteaptă cu nerăbdare Paștele. Ca într-o mare familie, în această perioadă ei sunt implicați în activități care să ducă spiritul sărbătorilor în sufletul lor. Pentru această sărbătoare, cea mai importantă din viața lor și cea mai frumoasă de altfel, s-au pregătit din timp cu produse handmade, cu aranjatul casei și deja stabilesc rețete pentru masa festivă pe care o vor avea. Acest lucru se întâmplă în fiecare căsuță, în fiecare centru de adulți și sperăm să trecem cu bine. Dorința noastră de acest Paște este să ieșim din casă sănătoși. În căsuțe alături de educatori, unii confecționează obiecte decorative pe care le vor folosi la împodobitul casei. Alții pregătesc bunătăți pentru masa de Paște, vopsesc ouă, pregătesc pască și cozonac. Pe cărarea din grădină, printre flori pe înoptat, iepurașul o să vină când copiii s-au culcat. Copiii au dorit să transmită tuturor oamenilor un mesaj care să ne facă să trecem mai ușor peste restricțiile impuse de coronavirus. Să stea cât mai mult în casă, pentru că este spre binele tuturor și cu cât stăm mai mult în casă și ne protejăm, stăm închiși, nu interacționăm cu alți oameni, cu atât este mult mai bine și o să treacă mult mai repede.